În total, oamenii legii au efectuat 6 percheziții, încercând să destructureze gruparea care ar fi înșelat statul. Se pare că suspecții acționau în domeniul transportului internațional de marfă. Din cercetări a reieșit că în perioada 2013-2014, reprezentanții unei firme de profil ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive pentru prestări servicii și achiziții de consumabile auto, pentru a diminua baza impozabilă. Totodată s-a stabilit că facturile fiscale false evidențiate în contabilitatea agentului economic ar proveni de la o firmă fantomă, de care se ocupă procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Ilfov.